Domnul Iisus, care prin viața trăită reprezintă de fapt expresia închinării perfecte, nu putea să nu aducă modificări substanțiale închinării prin învățătura sa. Modificări care au rămas valabile și astăzi. Domnul Iisus nu transformă doar închinarea exterioară, cultică a Vechiului Testament, într-o închinare interioară, spirituală a Noului Testament, ci arată și faptul că închinarea Vechiului Testament este doar o umbră a adevăratei închinări care se va practica după. El nu pune accentul pe modul de închinare, ci pe persoana care se închină și pe destinatarul închinării. Termenii Duh și adevăr arată legătura stabilită între închinare și persoana Domnului Iisus, care este adevărul și una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Se înțelege așadar că închinarea devine autentică doar atunci când este oferită prin intermediul Domnului Iisus. De fapt, Domnul Iisus devine astfel obiectul închinării adevărate, El fiind Dumnezeu. Este cu siguranță o etapă nouă în relația lui Dumnezeu cu creația sa. Credința creștină va prinde rădăcini în toate culturile și va influența într-o manieră profundă popoare, regiuni și țări. Totuși, în mod paradoxal, creștinismul nu va aparține niciuneia dintre ele. Biserica s-a format și există doar pentru a mărturisi dragostea lui Dumnezeu, descoperită în Hristos și pentru a aduce acea mărturie întregii lumi. Acestea sunt premisele de la care pornim în înțelegerea și explicarea închinării în Biserica Primară. Dar Biserica Noului Testament a fost o mișcare minoritară într-un mediu religios ostil. Primii urmași ai lui Iisus nu au putut conduce închinarea publică creștină așa cum suntem noi obișnuiți astăzi. Din acest motiv, Noul Testament nu oferă instrucțiuni detaliate despre închinarea din Biserica Primară. Cu toate acestea, din paginile Scripturii, putem culege unele informații despre cum arată închinarea în primele zile ale Bisericii. Reflectând asupra rădăcinilor evreiești ale creștinismului, cele mai vechi practici de închinare din Biserica Primară erau centrate în jurul Templului din Ierusalim. De exemplu, în Cartea Faptelor, în capitolul 2, este scris: toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Între timp, închinarea la templu a devenit mai slab reprezentată pe măsură ce apostolul Pavel înainta cu vestirea Evangheliei în tot Imperiul Roman, făcându-l cunoscut pe Hristos neamurilor. Cartea Faptele Apostolilor arată modalitatea prin care templul, cu un rol esențial în revelație și în închinare, devine tot mai puțin important, pe măsură ce ucenicii încep să mărturisească despre învierea Domnului Iisus. Cu toate acestea, la începutul lucrării de răspândire a Evangheliei, apostolul Pavel adesea predică într-o sinagogă atunci când ajungea într-un oraș cu prezență evrească. Dar ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor, este scris în Cartea Faptelor, în capitolul 13. Acum, pe lângă închinarea publică în sinagogi și în curtea templului, un alt loc în care se închinau creștinii din primul secol erau locuințele private. Perioada Bisericii Primare a fost una de tranziție, de la închinarea la templu și sinagogă spre o închinare în casele lor. Cam mai târziu să se construiască clădiri speciale pentru acest scop. Aceste case găzduiau de obicei între 10 și 20, dar avem și descoperiri arheologice care dovedesc că într-unele dintre case puteau să intre chiar și 150-200 de persoane. Un exemplu de referință de o casă biserică poate fi găsită în 1 Corinteni 16 cu 19, unde este scris: bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Dar sunt amintite casa Mariei, după ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Casa lui Nimfa spune sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din
casa lui, în Coloseni 4 cu versetul 15. Faptele Apostolilor descrie forma de închinare în comun a proprietăților bisericii primare din Ierusalim. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Acestea sunt câteva relatări din Cartea Faptelor. Acest model de închinare în comun de obște a existat doar în biserica primară din Ierusalim. Închinarea Noul Testament și în special în biserica primară este caracterizată de o mare diversitate prin formele în care se exprimă. Principalele forme ale închinării pe care le întâlnim în biserica primară sunt, la una dintre ele, închinarea prin daruri spirituale. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbire în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească, da? Scrie Apostolul Pavel. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 12, explică importanța darurilor Duhului Sfânt și stabilește câteva principii după care acestea sunt date și trebuie să fie folosite. Dacă se încalcă aceste principii, atunci este un abuz și o folosire greșită a darurilor. De asemenea, o altă formă este închinarea prin muzică. Există, într-adevăr, puține referințe existente la închinarea prin cântare în biserica primară. Noul Testament menționează doar două referințe, în Coloseni, în capitolul 13 cu versetul 16, și Efeseni, în capitolul 5 cu versetul 19. Deci este scris, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Printr-un studiu atent al Scripturii, vedem porțiuni de imnuri sau doxologii înserate de-a lungul epistolelor Noului Testament. De altfel, o altă formă este închinarea prin rugăciune. Indiferent de forma rugăciunii, de lungimea ei, de locul în care este rostită, rugăciunea trebuie să fie partea dominantă a închinării oricărui credincioș. Mulțumirea și lauda aduse lui Dumnezeu prin rugăciune ocupă un spațiu considerabil de mare din viața bisericii răscumpărate. Pavel, în mod constant, mulțumea lui Dumnezeu pentru credincioșii cărora le scria epistolele. O altă formă a închinării este închinarea prin dărnicie. Primii creștini au trăit conform cuvântului lui Dumnezeu, dăruind altora cu generozitate. Închinarea înaintea lui Dumnezeu era concretizată prin slujirea celor nevoiași. Primii creștini s-au închinat lui Dumnezeu cu averile lor și au vândut bunurile și le-au împărțit oricui avea nevoie. Cine pretinde că are o închinare invizibilă cu Dumnezeu, trebuie să practice o închinare vizibilă, tangibilă și activă în lume. În Iacov, în capitolul 2, autorul ne spune că, deși suntem mântuiți prin har și nu prin fapte, adevărata credință în Hristos ne va conduce la o viață activă în slujirea altora. Iacov ne și exemplifică ceea ce are în minte. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele, la ce bun să le zic că unul dintre voi mergeți în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele necesare trupului. Tot astfel și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Peterson afirmă că există o latură declarativă a glorificării lui Dumnezeu și o slujire jertfitoare pentru cauza Evangheliei, ce trebuie subliniate ca parte vitală a închinării conștiente a creștinului.
această dimensiune își poate găsi aplicația în adunarea congregațională sau în contextul vieții de zi cu zi. O altă formă a închinării este chiar rostirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu este crucial pentru închinare, deoarece este modul lui Dumnezeu de a vorbi cu omul. Dar cuvântul lui Dumnezeu modelează închinarea pe care o aducem Domnului. Cuvântul Domnului este temelia pentru închinarea personală, închinarea ca mod de viață. Dacă ne gândim la închinare ca revelație și răspuns, atunci principalul mod în care Dumnezeu ne vorbește sau ne descoperă pe sine este prin Scriptură. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Dar citirea Scripturilor a fost cu siguranță un element în închinarea creștină timpurie. Pentru că Iisus a stat în sinagogă pentru a citi Scripturile și scrisorile lui Pavel au fost de asemenea scrise pentru a fi citite în biserici. Și vedem asta în Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27, 1 Timotei 4:13. Mai mult, în închinarea creștină timpurie, Scripturile și faptele lui Dumnezeu în istorie au fost predicate și explicate. Închinarea, deci, nu este o ceremonie adresată lui Dumnezeu într-o clădire a unei biserici, într-o anumită zi a săptămânii, ci închinarea este un subiect care ar trebui să domine viețile noastre 7 zile pe săptămână. Acesta este adevărul, pur și simplu.